După ce foarte mulți români s-au trezit cu facturi uriașe la gaze și curentul electric, autoritățile statului încearcă să rezolve situația. Guvernul va plafona prețul la energie electrică la 0,8 lei pe kilowatt, iar cel pentru gaze nu va depăși 0,31 de lei pe kilowattoră. Impactul bugetar al acestei măsuri va fi undeva pe la 3 miliarde de lei. Peste un milion de facturi au fost emise greșit, iar în ședința de guvern de astăzi va fi emisă ordonanța de urgență prin care furnizorii vor fi obligați să le recalculeze. Mai mult, actul normativ va interzice debranșarea celor care nu au putut plăti dările. Furnizorii vor fi obligați să repare ce au greșit. Vrem să introducem mâine în ședința de guvern obligativitatea refacerii facturilor întocmite într-un mod eronat, neperciperea de penalități și interzicerea debranșării. Pentru ce penalizări se aplică? Pentru cele, pentru facturile care au venit pe luna decembrie? Pentru absolut toate facturile întocmite eronat, fie că sunt în noiembrie, fie că sunt în decembrie. Cei care deja au plătit își vor putea recupera banii, spune ministrul energiei. Prin cele la furnizor ar trebui să în termen de 5 zile să primească banii înapoi dacă suma e mai mare de 100 de lei, așa cum ne-a spus ANRE-ul în procedură, și dacă e sub 100 de lei se reduce din factură. Dar dacă sunt aproximativ sumele, vine următoarea factură și se reglează. Totodată, premierul Nicolae Ciucă a anunțat o nouă plafonare. În ceea ce privește energia electrică, plafonul va scădea de la 1 leu la 0,8 lei pe kilowatt. De asemenea, limita consumului va crește de la 300 la 500 de kilowatți. Pentru agenții economii și consumatorii mari, cum ar fi școlile, spitalele și instituțiile de cultură, prețul va fi plafonat la 1 leu pe kilowatt și prețul gazului va cunoaște ajustări. La gaz, plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei per kilowatt, iar limita de consum pentru 5 luni de zile va crește de la 1000 la 1500 de kilowatți. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33% la 40%. Noile măsuri urmează să fie aprobate de guvern și se vor aplica de la 1 februarie până la 31 martie. În acest moment, bugetul statului este construit pe un deficit bugetar de circa 85 de miliarde de lei. Practic, nu avem acești bani și probabil ne vom împrumuta. Însă, această datorie vine să climatizeze sau aclimatizeze o problemă socială și atunci, probabil, din punct de vedere social, este o măsură bună. Premierul Nicolae Ciucă a avut și o întâlnire cu reprezentanții furnizorilor și producătorilor din domeniul energiei, cărora le-a prezentat în detaliu schemele de compensare și plafonare și soluțiile de corectare a facturilor emise greșit. Chiar și cu noile măsuri, costurile vor fi mai mari decât în anii precedenți, spun analiștii financiari. Cu siguranță însă vor plăti mai mult decât au plătit în anul trecut, în anii anteriori, dar sperăm să nu se mai ajungă la sume din acestea exorbitante, când valoarea facturii la gazele naturale sau la energia electrică venea aproape egală cu veniturile persoanei respective. În urma controlelor la furnizorii de energie electrică și gaze din ultimele zile, ANPC a dat până acum amenzi de 600.000 de lei. Situație îngrijorătoare în orașul Galați. Sute de pensionari se văd nevoiți să se împrumute de la Casa de Ajutor Reciproc pentru a-și putea plăti facturile mărite la curent și la gaze. Au pensia mică și spun că nu se descurcă mai deloc cu banii, mai ales că lună de lună trebuie să își cumpere și medicamentele care sunt prescrise de doctori. Cum au început să se plătească pensiile, au apărut și primele cozi la Casa de Ajutor Reciproc. Pentru a avea suficienți bani să-și achite facturile care s-au scumpit în această perioadă, pensionarii sunt nevoiți să facă împrumuturi. Este și cazul domnului Constantin. Tu ce ați venit? Pentru cotizații și să poată face și un împrumut mai repede. Pentru ce ați vrea să împrumutați bani? Pentru căldură. A venit destul de mare. Am vrut 400 de lei. Și cu mult mai mult decât aveați. Deci la două camere. Pentru ce ați avut nevoie, doamnă, de împrumut? Pentru sănătate, doamnă. Pentru operații, pentru medicamente? Am probleme cu niște genunchi la picioare. Și a trebuit să vă împrumutați? Păi, doamnă, din pensie n-am cum să strâng. Din 15 milioane ce pot să strâng? Lumina ne-a venit destul, gazul la fel, cu din 15 milioane ce pot să plătesc? Lângă facturi, oamenii au nevoie de bani și pentru medicamentele zilnice sau pentru spitalizare. Mai mult, unii pensionari iau bani de la CR doar pentru a-și ajuta copiii sau pentru a-și crește nepoții. Am fost operat la piciorul ăsta, trebuia bani, câte mai câte, nu? Te duci undeva la un medic fără bani? Am înghețat, dar pentru ce să îngheț? Pentru, mă duc pentru nepoția, să iau și lui niște caiete, că nu prea am de unde. Pensia mică pentru nepoții, îl fac
L-am adus din Germania, mi l-a adus săracul aici, mi l-a lăsat restantul un an de zile, că nu știa să-i exprimi săracul, nu știa să vorbească bine în românești și acum e premiant. Și păcat să nu muncesc pentru așa cum că sunt bolnav și de cancer. Am luat pentru fiică mea, deci și-o pus centrală. Era la avea cum și am pus centralul și acum mai plătesc eu. Are servici, dar are copii. Și nu-i ajung banii. Păi, are 5 copii. Anul trecut, din cauza pandemiei, numărul pensionarilor care veneau fizic la CEAR pentru un împrumut a scăzut. Anul acesta însă lucrurile vor sta diferit. N-a mai venit lumea acum, probabil că și datorită condițiilor, datorită, na, nu știu ce să zic. Noi figurăm cu toate ghișeele, sunt complete și se merge repede. Pentru a avea acces la aceste împrumuturi, oamenii trebuie să devină mai întâi membri și să plătească o cotizație de 5 lei pe lună. După, în funcție de suma acumulată, pensionarii pot primi bani împrumut.